Potrivit proiectului de hotărâre de guvern privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă, anumite categorii de personal din cadrul instanțelor ori din locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă, nu vor putea să-și ia liber pe 29 noiembrie. Pentru majoritatea bugetarilor însă, dar și pentru preșcolari și elevi, ziua de luni va fi liberă, aceștia beneficiind astfel de o mini-vacanță de ziua națională. Pe data de 29 va fi zi liberă. În cuprinsul hotărârii sunt o serie de prevederi care vizează întreprinderile și unitățile de producție cu foc continuu și acolo se respectă prevederile prevăzute la nivelul fiecărui minister, la nivelul fiecărei structuri în parte pentru asigurarea continuității lucrului. Conform legii, zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt declarate zile libere nelucrătoare. Elevii din învățământul preuniversitar vor reveni la cursuri joi pe 2 decembrie. Bugetarii care vor sta luni acasă vor recupera ziua de muncă prin prelungirea programului până la data de 31 decembrie 2021.